Bună dimineața tuturor! Sunt sigură că ați întâlnit în viața cotidiană persoane cărora le apar pete pigmentare pe corp, în special pe față și mâini. Ei bine, astăzi vom afla care sunt principalele cauze care duc la hiperpigmentarea pielii și despre ce dereglări în organism ne avertizează. Despre toate acestea ne va informa doamna doctor Elena Cotos. Hiperpigmentația este o colorație a pielii de la brun deschis la brun închis și se întâlnește mai frecvent la femei. Hiperpigmentația, sau cum o numim noi, melasmă, e legată mai mult de sarcină, îi spunem noi masca de sarcină. Poate fi în asociere cu medicație, cu tratamente cardiace sau psihiatrice, poate apărea după administrarea de antibiotice, sau foarte frecvent după tratamente cu contraceptive. De aceea, pacienții, mai des pacientele cu predispunere la pigmentație, ar fi corect să fie consultați de un dermatolog pentru a preveni cumva instalarea hiperpigmentației. Petele pigmentate pot fi legate de careva maladii tiroidiene, deci și modificări hormonale. De aceea, dereglările de hormoni ar fi bine și examinate la un endocrinolog. Dar să zici că este o legătură cu depuneri de iod sau administrarea preparatelor de iod, nu este dovedit științific. Ele sunt tratate, dar sunt persistente în timp și se agravează și se accentuează după expunere la raze ultraviolete. Deci la expunere la raze ultraviolete, ele se agravează, de aceea cel mai bun tratament este prevenirea lor și aplicarea cremelor de protecție solară pe parcursul întregului an. Final de rubrică. Dacă suferiți de hiperpigmentație sau sunteți predispuși la apariția petelor pigmentare pe corp, luați-vă măsuri de protecție, mai ales acum, pe timp de vară. Înarmați-vă cu spray-uri sau creme cu protecție solară și nu vă expuneți pielea la razele directe ale soarelui în orele amiezii. Acum vă doresc o zi bună! La revedere!